În Visual Studio există mai multe medii de programare, așa cum am spus și în lecția numărul 2 sau 1. Nu vom folosi C-Sharp. Sintaxa seamănă foarte mult cu cea din C și atunci din C++ și oarecum vă este ușor să creați aplicații în C-Sharp. Ideea este că sunt aplicații Windows și atunci cumva sunt mai spectaculoase decât aplicațiile create în CodeBlocks, unde discutăm doar despre algoritmică. Și asta face să vă orientați cumva spre medii de programare cu care vom crea aplicații. Fiind elevi, vă folosește mediul de programare pentru a crea aplicații educaționale. Sunt diverse concursuri la care puteți participa cu softuri utilitare, softuri educaționale și așa mai departe. Chiar noi o să creăm un astfel de soft, un astfel de concurs. Concursul o să desfășoare între voi cei care participați la aceste cursuri, însă doar după etapa regională a concursului de robotică. Am spus și în lecția 2 că avem un formular implicit în dreapta. Avem Solution Explorer, unde sunt toate fișierele care sunt asociate aplicației. Avem o fereastră Properties. Orice nu vedeți, avem o opțiune în meniu, View. Da? Deci cel de sus cu text este meniu, după aia urmează bara de instrumente. Și în View avem posibilitatea să vizualizăm ferestrele. Din Toolbox vom alege controle, le vedeți pe categorii. All Windows, Common Controls, Diners și așa mai departe. Aceste controle le puteți folosi în aplicațiile voastre, le putem căuta sau să mergem pe categoria pe care ne-o dorim. Acum o să folosim un control de tip menu strip. Deci folosim un meniu de tip menu strip, iar aici vom culori sau pentru aplicație o temă aplicație. Temă aplicație. Aici vom pune galben, roșu, albastru. Galben dacă vom da click, vom completa evenimentul click pentru submeniul galben, îl putem face în două moduri, ori de la evenimente, da? De la fulgerul prezent pe fereastra proprietăți, sau pur și simplu vom da un dublu click și se va crea automat un eveniment click pentru submeniul respectiv. Deci am dat dublu click pe galben și mi s-a creat această metodă, această funcție care va trata evenimentul click. Deci în momentul în care dau click pe meniul respectiv, se va executa codul de aici. This este un pointer. Un pointer spre obiectul care este în activ în acest moment. Și atunci ne referim la formular this.pointer.
Să vedem dacă avem back color egal cu, aici vom putea pune system.color sau direct color. Punct. Și am ales galben, vom pune yellow. O să vedem dacă și funcționează. Sunt în hub-ul de robotică și se întâmplă tot felul de zgomote și distrageri. Deci am lansat aplicația, am apăsat pe galben și mi s-a colorat formularul în galben. Vom completa și pentru celelalte, roșu, o să zicem din nou, vom folosi pointerul this.backColor, da? Setăm proprietatea. Deci la fiecare, totul în C-Sharp este legat de clase și de programare orientată pe obiecte. Se pot seta proprietatea fie folosind fereastra cu proprietăți, fie în cadrul programului. Să programez, acum setez culoarea prin intermediul programului și voi seta la roșu, așa am trecut în meniu. Color.red, iar la albastru voi folosi din nou pointer this, care se referă în cazul nostru la formularul pe care l-avem activ. Back color egal cu color. Ia să vedem, Mihai, albastru, cum se spune în engleză? Blue. Blue, da, ai răspuns corect. Da, hai să vedem deep sky blue, oare cum ar fi această culoare. Acum depinde ce temă preferăm, dacă preferăm albastru, deep sky blue sau roșu sau... Deci ce am făcut în lecția de astăzi, am adăugat un meniu și am setat pentru meniu codul pentru el, astfel încât să realizeze acțiunile care ni le dorim. Tot în meniu o să scriem despre aplicația, despre... Am făcut și ieri am adăugat în cadrul aplicației un new item, da? Deci am mers pe aplicație, pe numele ei, am dat click dreapta, new item și am ales un Windows Form la care o să-i spun, o să-l botez despre. Și am un formular nou. În momentul în care am un meniu, voi apăsa, voi accesa secțiunea despre. Acum dacă dau dublu click, îmi va crea evenimentul click fără să mai fie nevoie să mă duc în dreapta să-l setez. Deci, în momentul în care voi da click pe despre, vreau să se... deschide formularul despre. Da, am spus altfel despre. Despre. Am greșit eu. De egal cu new. Despre și voi afișa, îl aducem prin plan, depo show
Da, despre voi scrie cine a creat aplicația. Voi folosi un label sau ce doriți să folosiți. Bobby lângă mine, așa că o să-i cedez lui drepturile pentru aplicația creată de Bobby. Lași trece pe Mihai aici, dar Mihai e puțin neserios și doar vorbește. La font voi trece ca să se vadă mai mare, voi trece 30. Aplicație creată de Bobby. Dacă lansăm acum în execuție programul, noi atunci când creăm programe, nu doar să vedem, să fim noi mulțumiți de cod, ci trebuie și utilizatorul să fie, sau în primul rând utilizatorul trebuie să fie avut în vedere că trebuie să fie o aplicație care să îi ușureze munca, să fie o aplicație care să răspundă cerințelor și așa mai departe. Deci putem schimba o temă, la fel cum schimbați teme la jocuri sau la în Dark, mă rog. Aici putem alege o culoare de fundal și dacă vrem să vedem cine a creat aplicația, vă o să apăsăm butonul despre care o să-mi deschidă formularul despre.